Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un video. De data aceasta vorbim despre zodia Scorpion, pentru că există persoane care și-au manifestat dorința de a afla concret în serviciu, altele în dragoste. Deci, mai multe aspecte din viață, având în vedere că este o etalare în general pentru zodia Scorpion, pentru luna ianuarie. Am pus și această plăcuță pentru că a existat o persoană care mi-a atras atenția că am zis într-o etalare Scorpion în loc de Săgetător sau invers, nu mai mi-aduc aminte. Deci pentru a nu exista confuzii, veți avea în permanență zodia scrisă pe această tăbliță. Rândul de sus va fi reprezentat de ceea ce facem noi sau ceea ce este în serviciu, da? Deci aspectul material sau financiar sau de serviciu. Aici, în mijloc, este dragostea, iar jos, probabil că nu veți vedea toate cărțile, este în general, poate ceva sfaturi sau obstacole. Nu cred că este important să vedeți cărțile de jos, cât mai degrabă să vedeți despre ce zodie este vorba. Aici, pentru început, deci partea de sus, cum am spus, văd că parcă există fie dumneavoastră, fie cineva la serviciu, da? Vorbim acum bine despre serviciu. Văd o persoană care dorește să fugă de ceva. Sau poate însemna că la serviciu există anumite persoane care vor să vă denigreze, vor să își asume ceea ce dumneavoastră ați făcut, da? Sau mai poate însemna că dumneavoastră vreți să fugiți de anumite, de ceva. Eu știu, de o anumită responsabilitate la serviciu sau de o anumită responsabilitate financiară, în sensul că parcă nu vă mai interesează aspectul financiar și cheltuiți foarte mult. Parcă aici văd o persoană care pur și simplu distruge, spre exemplu, un pod și nu mai poate să treacă în partea cealaltă, ca să vă explic așa. Mi-aduce aminte chiar de un mic mesaj din Biblie care spunea păcatele ne vor urmări, în sensul că poate există la serviciu persoane care v-au făcut rău și vor plăti, sau dumneavoastră vreți să fugiți de ceva, da, în luna ianuarie. Oare cineva vrea să vă pună bețe în roate, sau cineva vorbește de dumneavoastră. În orice caz există o problemă legată de acest lucru. Vă aflați în fața unei bariere, pur și simplu ca în fața unui zid și nu știți ce să faceți. Efectiv nu știți ce să faceți, sunteți extrem de dezechilibrați în luna ianuarie. Tot echilibru care l-ați avut din punct de vedere al serviciului și financiar și al intelectului, da? Nu îl mai regăsiți în luna ianuarie, nu vă simțiți în apele dumneavoastră, nu mai aveți forța necesară, parcă puterea, parcă totul s-a întors împotriva dumneavoastră, sau aveți această impresie. Văd pe cineva, mai poate însemna și că există persoane care vor să facă anumite lucruri la muncă acolo în mod rapid. Ia decizii impulsive, da? Această carte vă sfătuiește să priorizați succesul și plăcerile imediate decât să să aveți neplăceri pe termen lung, da? Sau această carte vă poate îndemna că poate există anumite blocaje la serviciu sau în aspect financiar care sunt de scurtă durată și spune să
vă gândiți mai mult la o stabilitate pe termen lung, da? Pentru că aveți posibilitatea să transformați evenimentele din prezent într-o reușită pe termen lung, cu siguranță. Însă parcă vreți să luați decizii impulsive. Ceva în viața dumneavoastră v-a dezechilibrat și sunteți într-un dezacord, da? Care vă sunteți în dezacord cu voi înșivă, da? Sau cu o persoană. Cu poate șeful, șefa, eu știu, cu un coleg de serviciu și vă împiedică să avansați. Vă împiedică să avansați în viață, da? Trebuie să fiți conștient că sunteți persoane independente și că nu aveți nevoie de ceilalți să vă spună ceea ce trebuie să faceți și cum să acționați. Corect, respectăm regulile, dar dacă cineva vă vorbește pe la spate sau încearcă să vă pună vețe în roate, încercați să vă detașați de acea persoană, pentru că această carte îmi spune că în afara faptului că vă aflați în fața unui zid pe care nu-l puteți trece, vă spune să vă detașați de acea persoană care încearcă să vă facă rău. Luați un moment de repaus și priviți din culise ceea ce se întâmplă, pentru a vă putea însuși anumite calități și să știți ceea ce aveți de făcut mai departe. Haideți să trecem la dragoste. La dragoste văd aici o persoană generoasă, da? Cred că sunteți dumneavoastră, care suferiți extraordinar de mult în dragoste. O persoană care de obicei aveți intuiție, vă bazați foarte mult pe presentimente, pe inconștient, da? Adică tot ceea ce faceți din inimă, sunteți generoasă, vreți să ajutați pe cei din jur, însă suferiți foarte mult în dragoste. Nu vă găsiți acel echilibru. Și sunteți foarte, foarte în prezent într-o situație în care nu știți unde să vă duceți și ce să faceți. Nu știți cum să acționați, ce decizie să luați. Sunteți parcă legați la ochi, poate nu vedeți adevărul sau îl vedeți și nu vreți să-l acceptați. Pentru că văd aici că există unele persoane care parcă ar vrea să acționeze, dar atenție că există posibilitatea să acționați în detrimentul altcuiva, chiar al dumneavoastră. Da? Atenție ce decizii luați, să nu fie decizii impulsive, pentru că puteți acționa în detrimentul unei alte persoane, da? Puteți fie decizia pe care o luați să fie un pic în dezacord cu ceilalți, poate să fie în orice caz, această carte vă spune să vă puneți ordine în viață, parcă nu aveți acel echilibru, da? Oare cineva din familie sau dintre prieteni vă spune să reglați aceste probleme, da? Pentru că asta suferiți foarte mult, deci suferiți foarte mult din cauza acestui dezechilibru emoțional. Parcă acea persoană riscă să vă creeze o întreagă furtună emoțională, da? Atenție un pic la ceea ce vreți să faceți, deschideți-vă un pic ochii și aveți încredere în intuiția dumneavoastră, pentru că sunteți o persoană extrem de intuitivă și nu mai aveți parcă încredere în ceea ce simțiți dumneavoastră, da? Văd aici pe cineva că vrea să acționeze foarte rapid sau cineva vrea să revină în viața dumneavoastră. În orice caz, o rapiditate de a face lucrurile de o manieră, însă totuși superficială. Atenție, pentru că
Dacă există o persoană din trecut care să revină, parcă acea persoană este cea care v-a dezechilibrat. Nu veți mai avea, se va termina acea suferință a dumneavoastră, acea suferință în dragoste și acea neclaritate la serviciu, în afaceri, în dragoste. Totul va lua sfârșit la luna, la sfârșitul lunii ianuarie, da? Și parcă aceste probleme au fost create de o persoană, din ce văd eu aici, intelectuală. O persoană care parcă a acționat când a acționat și v-a făcut ceea ce v-a făcut, adică v-a pus într-o poziție în care dumneavoastră nu v-ați mai simțit bine, parcă datorită faptului că a acționat impulsiv ca un copil, nu și-a mai dat seama de ceea ce face, da? Deci lucruri care oricum nu au fost benefice niciunei părți, da? Cam atât pentru voi, dragii mei Scorpion, pentru luna ianuarie. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.